Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție neconvențională, o ediție sper eu specială. Am să vă explic de ce cred că va fi o ediție specială, dar pentru asta am să fac apel la amintirile dumneavoastră, poate din copilărie, familia Adams, aceste desene animate în care unul din personaje avea în permanență un nor deasupra capului și din acel nor ieșeau tunete și fulgere și picături mari de ploaie. Cumva în ultima vreme acel personaj este ploieștiul, aici unde din păcate lucrurile sunt învăluite în acest nor dens. Este un nor de praf, am putea spune, și la propriu, dar și la figurat. Este un nor de praf creat de atitudini, creat de șantiere. În această seară vă spuneam că aș vrea să vedem un exemplu așa da, într-o ediție specială, în care chiar și proiectele pe fonduri europene fiind ele, au un bun sfârșit, în care administrația reprezintă un motor de pornire al tuturor lucrurilor din zonă și o să facem toate aceste clarificări, o să trecem prin această poveste, prin acest exemplu așa da, care s-a dovedit a fi până în prezent, alături de invitatul meu din această seară, primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Domnule primar Vlad Oprea, sunteți, un, sau sunteți unul dintre primarii personaj din România. Spun asta pentru că sunteți inclusiv un primar jucător, nu neapărat la sensul figurat, dar în adevăratul sens al cuvântului. Sunteți un primar implicat în foarte multe activități, în foarte multe acțiuni și ați lăsat impresia asta, sunt convins, inclusiv în fața sinăienilor, a prahovenilor, în fața mass mediei și cred eu că e un lucru bun pentru că ați reușit până în momentul de față, așa cum am observat cu toții când am urmărit materialele, știrile difuzate pe posturile locale de televiziune din Prahova, când am discutat și noi cu prietenii de noștri veniți din străinătate, probabil cu siguranță printre locurile pe care vrem să le viziteze, se află și Sinaia. Ați reușit să recreați acest brand? Cât de greu sau cât de ușor a fost? Nu am venit aici la, la dumneavoastră să mă plâng, dar nu a fost deloc ușor. A fost foarte greu și încă de acum 12 ani de când am început primul mandat, mă uitam așa cu o părere de rău la celelalte orașe din zonă, mă refer la Bușten, la Azuga, la Predeal, că au luat-o înaintea noastră. Au luat, erau mult mai dezvoltate decât Sinaia, iar Sinaia intrase într-un cont de umbră, cu toate că era celebră și în perioada interbelică era localitatea de vacanță preferată de toată lumea. Și încet, încet am pornit la drum mi-am format o echipă foarte bună, o echipă de oameni tineri cu care lucrez și în momentul de față. Am pus la punct o strategie, avem o strategie de dezvoltare. Am avut până în anul 2014, lucrăm acum la cea 2014-2022, la partea a doua. Și toate aceste lucruri au contat. Evident, a contat foarte mult și faptul că în cei 12 ani de zile cetățenii au avut încredere în mine, m-au ales trei mandate consecutive înseamnă foarte mult, pentru că înseamnă foarte multă acumulare, multă experiență, înseamnă accesarea multor fonduri și, evident, și problematică diversă. Încet, încet, cum spuneam, am pus bazele unei echipe puternice cu care am mers la drum. Nu pot să spun că am avut și eșecuri. Înainte de a accesa câteva proiecte mari pe fonduri europene, am avut mai multe proiecte mici pe care nu le-am câștigat, le depuneam și nu câștigam niciodată. Și asta ne-a determinat mai mult să vedem ce se întâmplă, să facem schimbări și să, să scriem proiecte mai mari, proiecte de zeci de milioane de euro. Domnule primar Vlad Oprea, cu siguranță vom dezvolta acest subiect al administrației și dacă vreți, poate până la finalul ediției din această seară ne veți și împărtăși câteva dintre secretele unei administrații de succes, așa cum se arată a fi cea din Sinaia. Dar discutam înainte de acest aspect de două lucruri care pentru mine sunt foarte importante. Cred că sunt importante și pentru cei care ne urmăresc în aceste momente. Brand conceptul da, în sine și repornirea motoarelor. O să ajungem ușor, ușor în acest punct, dar înainte de asta vreau să vă întreb. Dacă eu spun acum Vicky Butler Henderson și Tiff Needle sau Fifth Gear, dumneavoastră ce spuneți? Spun că pentru mine a fost un lucru inedit, un lucru extraordinar. Pur și simplu ne-am trezit cu ei la primărie, am făcut o emisiune împreună, care a fost dată pe History Channel zile trecute, o emisiune extrem de interesantă, au pornit de la pasiunea mea pentru automobile, ne-am concurat și, și cred că dacă aparent a fost doar o competiție, în realitate a fost o mare promovare. O promovare, chiar mă gândeam că oamenii din toată lumea au putut să vadă Sinaia iar uh, A știut foarte bine unde am vrut unde am vrut să, să da. ajungă haideți să vedem ce au spus protagoniștii acestei producții cred că urmărim un fragment în premieră pe un post local de televiziune din această emisiune despre care discutăm Cu revenim în câteva da. momente It was time to meet another local hero the mayor himself Vlad Oprea Vlad thank you for inviting me Hello. To Wonderful town. Now this Sinaia hill climb was famous in the 70s, when it was closed down. But you became mayor in what 2004, and you brought it back to the town in 2006. What was your inspiration? The race in Sinaia, it's unique in Romania because it's uh, in uh, the town. How do you keep the people of Sinaia happy who don't want a hill climb? Uh, first time, the first year, they are not very happy. <laughs> let's something like this it's happened in their town but after that uh, they 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 like it uh, when start the race and they see me on the race they come and they are my supporter <laughs> ebine nu întâmplător am această am ales acest fragment din această emisiune care a fost difuzată undeva la începutul lunii octombrie, da, pe History Channel, pentru că acolo moderatorul spunea un lucru foarte important. Spunea că în anii 70 stațiunea, da, era foarte cunoscută pentru această nișă, dar care, iată, în timp a dispărut. Odată cu venirea dumneavoastră în funcția de primar, ați început reconsolidarea acestui concept, pentru că vorbeam mai devreme de brand. Cât de ușor sau cât de greu, revin la această întrebare, este să creezi un brand într-o stațiune montană precum Sinaia? Nu este foarte ușor, dar pot să spun că este mai ușor dacă ai o bază. Iar Sinaia era faimoasă, era faimoasă încă, cum spuneam, din perioada interbelică. Iar cursele de automobilism N-au fost celebre doar din anii 70, ci din perioada interbelică, din timpul regiului Carol al II-lea. La Sinaia se țineau, dura o săptămână. Era o cursă de viteză în coastă, una de, de eleganță automobilistică și al treia era o etapă de raliu. Iată că după foarte mulți ani de zile am reușit să le relom. Acum câțiva ani de zile am, am intrat în campionatul național de viteză în coastă cu... Trofeul Sinaia, deja celebru, chiar mă uitam că anul acesta au venit peste 10.000 de oameni. Au fost imagini difuzate la... inclusiv aici la Ploiești TV, acolo unde v-am văzut și pe dumneavoastră uh, concurând. Au fost oameni veniți poate chiar și din afara granițelor. Da, zi, ca este. să nu spun că au venit din toată țara pentru a participa la acest eveniment. Un eveniment pentru care inițial, aparent, sinerii nu erau foarte uh, mulțumiți, Corect, dar da, au înțeles da. cumva și această lecție este poate o lecție. Care ține tot de administrație și pe care ar trebui mult să învețe să o predea în orașele pe care le conduc, au reușit să accepte și să înțeleagă, practic, că și acest eveniment face parte tot din promovarea orașului, a stațiunii, acolo unde este evident, în mare parte din locuitori trăiesc din turism, corect? Evident, pentru că industria la sinea în momentul de față nu mai funcționează activitate bază reprezintă turismul, iar oamenii au înțeles și au înțeles pentru că avem o comunicare foarte bună cu ei. Sunt informați din timp când anume se țin evenimentele importante, sunt informați la fel pe unde se deviază traficul pe străzi și încet, încet au început să înțeleagă că toate aceste lucruri nu sunt făcute pentru orgoliu meu sau pentru cineva care vrea din afară să alerge pe străzi, ci sunt făcute în mod special, cum ai spus, pentru a promova orașul Sinaia. De ce e nevoie ca să existe această comunicare între administrație da, și cetățean? Și de ce nu chiar și între executiv și legislativ la nivel local? Pentru că presupun că trebuie să existe o comunicare inclusiv în cadrul Consiliului Local al Primăriei pentru ca lucrurile să funcționeze. Eu cred că, în primul rând, comunicarea este esențială în politică. În tot ceea ce oriunde faci politică, pe prim plan ar trebui să regăsească comunicarea. De aceea. Am o comunicare excelentă cu membrii Consiliului Local, sunt informați totdeauna despre toate proiectele din timp, sunt pregătite în comisii, iar cea mai importantă comunicare e cea cu, cum spuneam, cu cetățenii. De ce e importantă? Pentru că scade foarte mult presiunea oamenilor, suspiciunea că se întâmplă ceva greșit sau că nu se întâmplă ok sau că se ascunde ceva, dacă comunici din timp și dacă ești foarte transparent cu tot, tot ceea ce faci. Evident că toate aceste lucruri dispar, iar oamenii încet, încet înțeleg. Chiar mă gândeam că de multe ori, dacă, chiar dacă e un proiect foarte sofisticat și vorbeam cu colegii mei și spuneau, domne, poate oamenii nu înțeleg bani, nu înțeleg foarte bine. Totul din e să fii transparent, este să nu ascunzi. Să avem, comunici. Da, și exact, să nu ascunzi din, din ceea ce stă în spatele unui proiect. Pentru că le spuneam de multe ori colegilor mei, de, dacă veniți la primăria din Sinaia ușa biroului meu nu se închide niciodată. Niciun birou în primărie nu se închide niciodată. Noi lucrăm cu documente publice care nu, sunt, nu reprezintă secrete de stat sau secrete speciale a cuiva. Arată bine este o orașul. Companie privată. Da, arată bine orașul. Nu o spunem neapărat noi, o spun cei care ajung în zonă, de multe ori cu greu având în vedere traficul de pe în dar da. asta este momentan situația. Vorbeam de proiecte derulate pe fonduri europene. Vedem ce se întâmplă în momentul de Față, în Prahova ce se întâmplă în momentul de Față, la Ploiești, cu toate astea ați reușit la nivel administrativ să gestionați 20 de milioane de euro, dacă nu greșesc, și doar pe un proiect. Doar pe Avem un proiect. și altele de 6,5 milioane de euro, altul de un milion de euro. În total aproape vreo 34 de milioane de euro bani aduși din fonduri europene. Bani care acum practic vor trebui să se reîntoarcă, da, prin modul în care a fost promovată la un alt nivel stațiunea. Vorbim aici de infrastructură, vorbim inclusiv de metode de promovare, de piarul pe care stațiunea Montană și îl face în sine prin intermediul proiectelor derulate la nivel de municipalitate și am citit niște cifre și aș vrea să ne confirmați și dumneavoastră a crescut semnificativ numărul de turiști care uh, ajunge în uh, în Sinaia. Categoric, da, încă de la începutul anului mi-am propus și am spus o chiar în prima ședință de consiliu că îmi doresc ca în 2015 să încep, începem o promovare agresivă a orașului și am făcut acest lucru prin foarte multe metode. În primul rând prin evenimente, prin aceste campanii interesante de promovare și prin televiziuni internaționale. În al treilea rând am fost prezenți la târgul de turism Și aici nu mă refer doar la București Am fost prezenți la târgul de turism de la Berlin Care este unul dintre cele mai mari din Europa Luna viitoare, la începutul noiembrie Vom fi prezenți la Londra La târgul de turism de la Londra care În premieră Am scos acest album Pe care l-am adus și astăzi la emisiune Se cheamă Sinaia 365 Este un album extrem de interesant Un album care este realizat exclusiv de cei care lucrează în primărie și e tot pe un proiect nu european, ci pe un proiect realizat prin fonduri norvegiene și ale guvernului din Luxemburg. Vrem și noi acum câteva imagini. Din, este din practic vorba album. despre un album de promovare da, al, al orașului. Da, e un este un album cu care de promovare. vreți să ajungeți în fața, de ce nu, turiștilor uh, internațional, poate chiar. Uh, care nu au ajuns până acum în Sinaia și prin intermediul unei fotografii atât de bine realizate, asemenea celor pe care le aveți prezente în acest album Sinaia 365, omul poate lua decizia și, decizia și poate spune da, vreau să ajung acolo. Categoric, îl vom da la multe instituții de cultură, se regăsește la Centrul de Informare Turistică din Sinaia, le distribuim deja la ambasade, la ambasadele țărilor din care mulți turiști vin și vreau să vă spun că prin toate aceste măsuri pe care noi le-am luat, prin strategia pe care o dezvoltăm, iată că apar și primele rezultate. Avem aproape un număr dublu de, turiștii, să ajung. Exact. de turiști români care au venit, iar turiștii străini sunt, ce, cred că de trei ori poate decât în anii trecuți. Sunt foarte, foarte mulți. Sinaia era renumită până în 1990 pentru numărul mare de turiști străini veniți din țările nordice, din Anglia, din Olanda. Iată că, cu mare bucurie o spun acum, se reîntorc la Sinaia și asta contează. Și se va simți încet, încet și în viața de zi cu zi, în calitatea vieții oamenilor care locuiesc acolo. Chiar cu... Am fost surprins zilele trecute, plimbându-mă pe jos prin centru, să observ că... De la un hotel de la intrare pe centru până la Parcul Ghica, am auzit șase limbi în șase, șase limbi vorbindu-se pe, pe bulevar, ceea ce e un lucru extraordinar. E, e un feedback uh, imediat pe care îl primiți direct. Categoric, da? Sunt oamenii da. cu care v-ați întâlnit, pe, pe lângă care ați trecut de fapt, și ați constatat, da? Uh, cu plăcere mă gândesc că da. e îmbucurător mai ales în poziția dumneavoastră de edil, să vedeți că uh, ceea ce faceți, practic, e în regulă, e ok, o confirmă cei care ajung acolo. Și cei avem care... rezultate palpabile și reale. Exact. Uh, pentru că uh, ne spuneați mai devreme că ați participat la târgul de turism de la Berlin, că urmează participarea la salonul de turism de la Londra. Londra da. uh, în același timp, uh, nu pot să nu iau în calcul și faptul că ne apropiem cu pași repezi, ne arată vremea de sezonul de iarnă 2015-2016. E un punct foarte important strategic presupun pentru dezvoltarea orașului și pentru pentru turiștii care vin acolo pe domeniul schiabil să se distreze. Care ar fi noutățile pe care le aflăm în acest an, atât pentru cei care l au mai fost până acum la schi, spre exemplu, la Sinaia, cât și pentru cei care obișnuiesc să revină an de an. Vă spun fără modestie, cred că anul acesta Sinaia va deveni punctul de atracție numărul 1 și pentru sezonul de iarnă, pentru că vine cu foarte, foarte multe noutăți. Și aici am să le iau pe rând. În primul rând, no. avem un domeniu schiabil singur de altitudine din România, cel de la Cota 2000, unde avem 12 km de pârtii. Ele, printr-un proiect european de 6,5 milioane de euro, vor fi înzăpezite și artificial. Deci avem posibilitatea să producem zăpadă artificială. E un proiect foarte mare. Suntem pe ultima 100 de metri. În maxim două săptămâni, deja se vor. De fapt, se fac acum probele, se vor încheia lucrările. S-a creat un lac de acumulare de 50.000 de metri cubi, am achiziționat 25 de tunuri de uh, zăpadă. E un sistem extrem de sofisticat prin calculator pe care le programează și funcționează. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte am mers în continuare cu achiziția, am achiziționat o nouă mașină de bătut zăpada pentru că domeniul schiabil se extinde de la an la an. Iar cel mai mare proiect uh, care cred eu că se realizează în momentul de față în România pe tot ce înseamnă munte Construim o telegondolă. Și nu da, este și o telegondolă. Că, uh, colegii mei acum din regiune ajută să și vedem uh, da, această uh, de sus de la telegondolă. Da, acest da. Uh, și nu proiect. este o telegondolă cum ați văzut că sunt cele prin presă, construite pe dealuri sau care pleacă nu de și Și la noi plăiești am fost amenințați că ar putea să apară o astfel de gondolă dar <laughs> cred -gondola. că a fost o glumă, nu cred că și eu a cred. Adică de cineva sper serios. Să... Sper. 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 Cred sper. că ploiștiul are nevoie de, de multe alte lucruri decât de o telegondolă. Important e să știi să și prioritizezi investițiile și lucrurile de care au nevoie oamenii. În schimb, această stație care va face practic parte din această, acest sistem de care ne vorbiți este cât se poate de reală. Va face cumva legătura între cota 1400 și cota 2000, nu? Da, care cu siguranță va fi, da. Aportul, plus valoarea pe care uh, îl va aduce acest proiect. Enormă, pentru că în momentul de față, uh, din păcate, turiștii, cei pasionați de schimb uh, care vin în fiecare an la Sinaia, uh, trebuiau să plătească, uh, luau două cartele. Sunt doi operatori, un operator privat care din păcate nu a făcut nimic în ultimii ani și nu a investit deloc pe munte Și suntem noi, care e o companie publică, transport urban, e o companie cu capital 100% orașul Sinaia Care are o gondolă și un telescaun, iar telescaunul de sus era rupt de gondola din oraș Trebuia la jumătate să mergi cu o telecabină foarte veche de 40 de ani Sau cu un telescaun care funcționa foarte foarte rar și în un mod regulat de aceea, prin construcția noi telegondele, cu siguranță tarifele vor scădea foarte, foarte mult pentru că nu mai e două cartele. Pe de o parte, pe de altă parte, nu mai există coadă, și, în al treilea rând, de jos, din oraș până sus, pe munte, poți să ajungi în maxim un sfert de oră. Știți ce vreau să vă întreb acum? Pentru că vorbeam mai devreme și spuneați un lucru extrem de important. Cred că, la fel, o poveste poate, dacă nu neapărat unică, foarte rar întâlnită în România. Știți că în Statele Unite ale Americii, sistemul de învățământ public. Spre exemplu, este subclasat de cel privat, care este mult mai atractiv da, pentru, uh, pentru uh, cetățenii. Da? Da. În România, în schimb, privatul, uh, să spunem că ne referim la intervalul de timp, uh, revoluție și prezent, da, a uh, trecut mereu peste investiția publică, pentru că a știut că la sfârșitul lunii va trebui să aibă suficient de mulți bani în buzunar ca să supraviețuiască încă o lună pe piață. La Sinaia, aparent... Privatul nu a reușit să înțeleagă această lecție, în schimb a înțeles-o primăria. Îți voi explica de Cine ce... -a da. predat -o? Nu, e că e poate, poate mergem și noi la același curs. Da, e foarte simplu. Cei care dețin acele, acele instalații vechi pe transport pe cablu le-au cumpărat pe nimic în anii 90. De aceea nu a existat un interes puternic și major de a face investiții, pentru că nici nu au cheltuit cu ele foarte mult, ci an de an doar au scos bani și au plecat mai departe. Eu, ca și primar ales, evident am răspunderea față de oameni, despre, în fața celor care locuiesc zi de zi acolo. Și muntele e foarte important pentru noi toți cei care stăm. Și evident că trebuia să facem ceva, pentru că inițial nu am vrut să investesc pe munte. Vreau să fac mult mai multe lucruri în oraș. Dar când am văzut că domeniul Schiabil de la Sinaia, unic, recunoscut în toată România și chiar în Europa, este abandonat, a trebuit să intervenim și acolo. Pe de altă parte, cred că partea de instalații pe transport pe cablu, valoarea lor este foarte mare și se amortizează foarte greu pentru un privat. Chiar mă uitam că și în state civilizate și foarte avansate în domeniu, ca Austria, Elveția sau Italia, statul s-a implicat în mod direct și a susținut acele investiții. Și secretul pentru care funcționează această companie, care e de stat și... Uitați-vă că și-a mărit rata profitului cu 60% față de anul trecut, e acela că are ca un funcționează ca un management privat. Deci, directorul companiei este o persoană foarte tânără, am, are 25 de ani, conduce 60 de oameni uh, și a fost ales de mine tocmai pentru că am crezut, cred, foarte mult în tineri și cred că nu au putut fi deloc infestați și contaminați cu alte idei, presiuni sau influențe de, de oriunde, și după patru ani de zile a fost numit, l-am numit director la patru ani jumate, la 20 de ani, 20 de ani și câteva luni de zile. Dacă pot să înțeleg ușor faptul că tinerii atunci când sunt puși în locurile potrivite, la momentul potrivit, reușesc să scape de această boală grea pe care administrația din România, politicienii au căpătat-o de-a lungul timpului, ea poate fi denumită în foarte multe moduri. Nu aș vrea să intrăm în această parte urâtă a discuției. Nu înțeleg dumneavoastră, domnule Vlad Oprea, v-ați vaccinat? Sau C Și nu să faceți E da. într-adevăr amuzant la primă da. uh, vedere. Faceți parte dintr-un partid politic așa cum fac da, parte corect. și ceilalți primari din România inclusiv nici nu știu fostul primar al ploieștiului, actualul interimar al ploieștiului și așa mai departe. În acel partid uh, sunt uh, sau acel partid naște discuții, naște atitudini, naște tot felul de reacții acolo la Sinaia la dumneavoastră. Poate și pentru că sunteți pitiți cumva și protejați uh, de acest scut natural muntele. Lucrurile s-au întâmplat altfel. Am să vă întreb și aș vrea totuși să primesc un răspuns foarte sincer de la dumneavoastră. Ați, au fost momente în care ați spus nu partidului în uh, ideea în care erați convins că acea decizie ar fi dăunat orașului? Uh, am spus de multe ori nu, dar nu neapărat partidului, ci unor oameni uh, care făceau parte din partid care, evident, poate aveau alte interese decât cele uh, de care comunitatea noastră avea nevoie. Iar faptul că la noi se întâmplă diferit lucrurile pornește și de la uh, ideea că acum mulți ani de zile când am intrat în politică eram la fel tânăr și la fel am fost marginalizat, m-am luptat puternic, am ieșit în față, am mers mai departe și știam foarte bine cum, cum sunt tratați tinerii și nu, la sine din contră. Încerc permanent să-i promovez și rezultatele se văd. Nu spun acum că toți tinerii pe care îi promovez sunt excepționali, dar. Uh, într-o proporție foarte mare, rezultatele sunt cele mai bune când lucrezi cu cei tine. Poate aveți mână bună sau flair sau poate ar trebui să externalizați acest serviciu și altora mm. pentru a merge pe mâna dumneavoastră, nu? Și pentru a duce această gură proaspătă de aer da, fie cred... administrație, fie în celelalte Cred că, Cred că și îmi doresc ca ceea ce facem noi la Sinaia acolo să fie un exemplu și m-aș bucura foarte mult să văd că se poate implementa și în alte locuri din țară. Am uh, mulți din colegii mei de peste tot din țară după implementarea acestui proiect mă sună Uh, le dau sfaturi, le dau hotărâri de consiliu, la fel cum le-am făcut noi. Îi invit să viziteze Sinaia, pentru că Sinaia nu înseamnă doar reabilitarea pe zona centrală. <coughs> Vă invit să vedeți cum arată primăria din Sinaia. Este o primărie extrem de modernă, poate una din cele mai moderne din țară, uh, și care funcționează foarte bine. Numărul de reclamații după ce am finalizat noul sediu uh, s-a redus aproape spre zero. Totul este la fel foarte transparent. Oamenii vin într-o zonă... Uh, publică comună, acolo de se rezolvă toate problemele, nu mai trebuie să alergi după unul sau altul prin birouri și să vezi de ce nu se rezolvă o cerere. Avem un sistem de management al documentelor foarte bine pus la punct. Orice document care intră în primărie în momentul de față este scanat. Eu nu trebuie să fiu neapărat la birou, pot să fiu oriunde în lumea asta și pot să știu ce se întâmplă cu o cerere sau cu o solicitare? Pentru Știți, că e foarte important. O... Gurilele ar putea spune că, da domne, e normal să aibă succes și să administrezi mm -hmm. atât de bine uh, zona respectivă, având în vedere dimensiunile mult mai mici. Eu acum nu o să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că s-ar putea întâmpla același lucru la ploiești, spre exemplu, da? dar am să vă întreb, în schimb, dacă vreodată v-ați asuma responsabilitatea conducerii administrative a unui oraș mult mai mare decât Sinaia, spre exemplu, chiar și ipotetic vorbind. E, cu siguranță da, iar rețeta este aceeași. Nu contează că Sinaia este un oraș mic, pentru că Sinaia are o problematică foarte mare. Chiar dacă un oraș mic este supus multor presiuni, foarte mulți au case de vacanță în Sinaia, se întâmplă multe congrese acolo, e un oraș dezvoltat pe toate direcțiile, pornind de la învățământ, sănătate, avem un spital, avem un spital de copii, partea culturală, partea sportivă deci este evident ceea ce pot să fac la sine evident aș putea face în orice oraș pentru că aveți este aceeași schemă pentru de, că, de, da, a de a conduce poate pentru că aveți această rețetă dacă ne dezvăluiți parte din ingrediente o să vedem după scurtă pauză de publicitate revenim Am revenit la neconvențional. Înainte de a lua această pauză de publicitate, discutam alături de invitatul meu din această seară, primarul orașului Sinaia, Vlad Opra, despre câteva, știu și eu, lucruri care iată au făcut diferența și care acum aparent dau și roade. Ne spunea domnule primar, că a crescut simțitor numărul turiștilor din România care calcă granițele orașului Sinaia, s-a dublat aproape sau chiar triplat numărul turiștilor străini care ajung să-și petreacă poate chiar vacanța de iarnă la Sinaia. Am văzut și ce înseamnă să-ți construiești un brand și asta este foarte important, care aparent nu a costat atât de mult precum am văzut că poate costa un brand de țară. Uh, și cu toate asta această uh, frunză, dacă asta ar fi asociarea pe care am putea să o facem una acest moment, nu a căzut la pământ după atâta timp, ci a rămas în continuare verde și dă roade, așa cum spuneați dumneavoastră. Aș vrea să ne întoarcem puțin la partea administrativă a discuției. Spuneți că ați derulat proiecte și mai mici și mai mari pe fonduri europene. Știu însă că nu ați apelat neapărat la firme de consultanță. Nu pot să nu fac paralela cu tabloul sau cu filmul care ni s-a desfășurat și derulat în ultimele luni în fața ochilor atunci când vedeam cum au fost fraudate fondurile europene, inclusiv în această latură a consultanței, pentru că aparent este o latură profitabilă pe care dacă știi și ești băiat deștept cum să o speculezi, reușești să faci niște bănuți buni. Dacă reușești să-i și păstrezi, rămâne de văzut, pentru că aparent procurorii își fac în continuare treaba, dar dumneavoastră, lăsând asta la o parte, ați ales să mergeți înainte, să depuneți practic o documentație fără să apelați la o firmă de consultanță. Având în vedere că ați avut atâtea încercări șoate, că ne-ați spus asta, cum, de ce și uh, cum s-a putut? Pentru că pot să spun că am avut curaj să merg mai departe și împreună cu echipa mea, cu colegii mei din primărie, am avut chiar determinarea să o facem. Toți locuiesc în Sinaia, nu sunt din afară și am lucrat împreună la aceste proiecte. Au stat poate și nopți la rând în primărie să scrie proiectele, după aceea să le depunem. Și cred eu că a fost un proiect de succes pentru că, tocmai pentru că n a fost scris de o firmă de consultanță, pentru că am avut mai multe discuții și la Bruxelles de multe ori, și spuneau că aceste fonduri europene sunt făcute să fie accesate de toată lumea, nu să apelezi la intermediari care să lucreze pentru tine în scrierea unui proiect. E un principiu sănătos valoric, Așa da, e, pot din să păcate, în ce oamenii din zonă își cunosc prioritățile și nevoile mai bine decât mai bine, orice da. altă firmă de consultanță da. care de cele mai multe ori poate să nu fie din zona respectivă. Și vă spun că nu am, trecut, nu am trecut aberații în proiect. Dacă am spus că vrem să facem stâlpi din fontă masivă și bordurile să fie din granit sau cabinele telefonice la fel din fontă, aia am făcut. N-am trecut lucruri care evident după aceea nu se puteau face. N-au fost necorelări în proiect pentru că s-a urmărit o, o succesiune, să zic eu, logică a tuturor operațiunilor și mai mult decât atât am, zic eu, că am avut o abordare sinceră. În relația ulterioară cu organismul intermediar, cu Agenția de Dezvoltare, da, Muntenia sau cu Ministerul. Poate Am că... avut multe probleme pe parcurs, nu pot să spun că a fost simplu. Da, dar poate că sinceritatea asta a fost, de fapt, ingredientul care a făcut uh, diferența și care a lăsat ca a, 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 acest proiect să crească, da, în cuptorul european, pe unde au venit și fondurile, uh, în liniște și să iasă un rezultat bun. Poate că și plăieștenii, dacă ar fi avut ocazia să răspundă unor întrebări, ar fi știut mult mai bine de ce au nevoie, de ce, ce le lipsește. Poate că am fi știut că Poate vrem să păstrăm acei stâlpi de pe Bulevardul Republicii care au fost dărâmați, nu i-a dărâmat istoria, nu i-a dărâmat nici Elena Ceaușescu, aparent și o spune chiar, cel care i-a păzit în acele vremuri comuniste, i-a dărâmat administrația interimară din 2015 sau și cea de dinainte. Și în general administrațiile care vin și nu au un proiect închegat de viitor, o imagine de perspectivă. Această imagine de perspectivă a făcut ca toate aceste proiecte pe care le-ați derulat să dea o nouă față orașului sau cel puțin să îmbunătățească această față a orașului. Nu pot să nu ajung și în acest punct pentru că anul trecut am făcut poate chiar prima mea călătorie șofer fiind de lungă durată de anvergură. A funcționat totul perfect până când am reintrat în țară pentru că în mai puțin de jumătate de oră m-am rătăcit. Um, n-am știut. Uh, poate că la Ploiești nu ar fi neapărat necesar, pentru că nu suntem o zonă atât de dezvoltată din punct de vedere turistic. Dar în celelalte zone turistice din România n-am știut să speculăm modul în care poți înlesni informația către un turist care ajunge și nu cunoaște zona. Am făcut această paranteză ca să ajungem la acest centru de informare turistică pe care îl nu neapărat îl pregătiți pentru că el cumva există, dar îl remodernizați, îl reactualizați, îl reabdatați la standardele europene. Da, avem un centru de informare turistică în care nu s-a mai investit de 15 ani de zile Pot să spun că în momentul de față chiar este puțin obosit și ne neadaptat la, ceea ce, la cum arată orașul. Construim altul, tot într un proiect european, de 140.000 de euro, dacă nu mă înșel. El va fi mult mai central, este la intrare în parcul Dimite Ghica, parcul central al orașului. Și centrul va fi foarte, foarte modern și extrem de facil tuturor celor care vin acolo. Sinaia, chiar mă uitam cu mare satisfacție, acum vreo două săptămâni, când lucram la o alee pietonală prin, pe sus, prin cartierul Vechi Furnica, era un grup de japonezi care avea o hartă în mână, pe care au luat-o de la Centrul de Informare Turistică. Am scos în primăvară o hartă, se cheamă Sinaia la Pas, cu foarte multe trasee prin oraș de promenadă, în care poți să vezi monumente istorice, parcuri, zone interesante, muzee, Știți ce ar fi interesant de culturale. Dacă un turist străin, da? care cel mai probabil aterizează pe aeroportul Otopeni din București, până să ajungă la Sinaia, trebuie tre tre să treacă da? trebuie tre să tre treacă prin anumite zone. Da. Se răzgândește. Eu aș fi foarte curios să știu dacă există oameni care totuși se răzgândesc într-un fel sau altul. Și din păcate poate nu mai ajung în această oază, fie așa administrativă, turistică ă, și așa mai departe, doar pentru că până acolo trebuie cumva să tranziteze adevărata Românie. Ați simțit vreodată că vă dăunează faptul că vă aflați acolo cumva și numai aproape de turistul care ajunge și calcă pentru prima oară pe pământ? Am, am, avut, am avut multe experiențe, pot să spun triste la început, cu turiști din alte, alte țări care se așteptau să găsească altceva în România. Numai la festivalul Sinea Forever de anul acesta a venit un grup de turiști din Marea Britanie, dintr-un oraș cu care suntem înfrățiți, din Thames, un oraș de lângă Oxford și discutam cu ei, au venit la primărie, au rămas impresionați, au văzut cazino, au văzut tot orașul și mi-au spus că le e rușine de ceea ce au gândit. Zic, da, ce s-a întâmplat? Și mi-au spus că da. În momentul când au pornit spre România și au luat la ei și pasta de dinți. Știau că nu se găsește așa ceva și că. Statistic uh, vorbind, stăm prost, jos. Da, din păcate și cel puțin ca informare. Vorbeați mai devreme de frunza respectivă a Ministerului Turismului. Din păcate ne-am limitat doar la acea frunză și promovarea este zero în afară. Da, nu că Facem toamna. absolut nimic și credeți-mă, pentru mine este foarte greu să, să promovezi individual, punctual, dar un oraș. Am fost la Berlin, iar la Berlin, când le arătam în poze, Castelul Peleș, ziceau, wow, unde este? Pe ce? Valea Loarei? Le spuneam că în România, România, unde e asta? Unde vine? Că nu e în regulă. Iar asta, aici trebuie dus o politică la nivel național, dar uitați-vă acum ce se întâmplă. Nici măcar un minister al turismului nu mai avem. Bun, rău, cum era, exista ceva, funcționa, nu avem așa ceva și promovarea în afară este, este zero. Eu sper să nu se răzgândească foarte mulți atunci când vin de la Otopeni, și experiența tristă pe care am avut-o cu cei din Marea Britanie, am avut-o cu foarte mulți din alte orașe cu care sunt frățiți din Franța, din Italia. E adevărat că își schimbă impresia. Cei din Anglia au cerut foarte multe CD-uri cu filme de promovare când au văzut și filmul pe care l-am făcut pe History Channel, care s-a difuzat pe History Channel. Au rămas... O plecat cu o totală altă, altă impresie. Da, vedeți dumneavoastră, cumva acolo primit și feedback-ul pozitiv în ceea ce privește stațiunea, primit și feedback-ul negativ în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în jurul stațiunii. Da. Până la urmă, cei care au avut ocazia să iasă în străinătate și să ajungă în metropole, în țări importante, în capitale importante, au văzut că, până la urmă, urmei, turismul, așa se face, turismul așa se face cu harta în mână, văzând care sunt obiectivele, ajungând acolo și asta în sine reprezintă o plăcere. Acum, important e să ai și pe unde să ajungi sau să ai și unde să ajungi, la ce să ajungi respirând un alt cât de cât curat, chiar dacă e vorba de capitale mari, foarte mari, acolo unde, evident, și noxele sunt pe măsură, cumva, la noi în România, au fost arse niște etape și nu au fost respectate. La Ploiești, acum, ca să ajungem într-o altă discuție și să mai lăudăm Sinaia și printr-un alt aspect, la Ploiești e greu să discutăm despre reciclare, e greu să discutăm despre curățenie. Tot orașul este un șantier un șantier care nu va fi gata cel mai probabil în anumite zone și pe anumite investiții la timp. Asta poate că ne va costa tot pe noi plăieștenii. Sinaia nu mai care a reușit să-și ducă la capăt aceste proiecte pe fonduri europene, a reușit să facă lucruri și în spiritul civic pe lângă. Colegii mei acum vor pregăti diploma, o pe numi diploma pe care ați primit-o în urmă cu scurt timp. Sunteți orașul reciclării da, Ați primit această distinție pentru faptul că ați reciclat masiv peste 72.000 de kg de deșeuri de ambalaje. Cum a venit premiul acesta? Pur și simplu, ca o mare surpriză. Nici nu știam. Știam că ne-am înscris în primăvară în această competiție, -am, am mai participat la ea și anul trecut și chiar am fost sunat la primărie de cei care de la Ecorom Ambalaje, care e compania mare care se ocupă de, da, de reciclarea a tuturor ambalajelor la nivel de țară, mm. și ne-au spus că noi am câștigat. Premiul constă într-o sumă de 12.000 de euro, care se vor regăsi într-un parc tematic, un parc pe care îl vom construi în primăvară din materiale reciclabile, iar ceea ce e important e că ne-am bătut în această competiție cu orașe foarte mari cu Brașov, cu Iași, cu Ploiești, cu uh, Bacău... Cu... Ploiești nu s-a apropiat nici măcar de podium. Nu știu pe ce loc a ieșit, sincer, dar îmi pare rău că, că n-am făcut progrese. Cum am reușit? N-am făcut ceva în mod special. Ci avem foarte multe puncte de colectare selectivă peste tot în oraș. Toate instituțiile publice, indiferent că vorbim de spital, de școli, de primărie, au uh, pe holuri sau și în birouri uh, Containele separate, mici coșuri pentru hârtie, lemn, plastic, sticlă. Uh, operatorul de salubritate a înțeles foarte bine pentru că în anii trecuți uh, le-am dat amendă, le-am atras atenție, le-am dat notificări pentru că nu totdeauna colectau uh, uh, selectiv, iar cantitatea de, de, gunoi efectiv, de gunoi menajer s-a redus de la an la an, nu a crescut cum se întâmplă în multe alte localități. Avem o campanie de primăvară se cheamă Verde Crud, o campanie în care sunt implicați toți cetățenii orașului, campanie în care uh, strângem tot ce oamenii au acumulat peste iarnă. pornind de la mobilă veche, stricată, gunoi din curte. La fel revin, așa cum se întâmplă în țările civilizate. Exact, am avut Un de exemplu în orase, foarte bun dar și de acolo, în comunitățile da. mai mici din aceste țări civilizate și cumva contribuie și la crearea sau îmbunătățirea acestui simț de comunitate locală, da? simț civic. Oamenii se văd, se regăsesc, au timp să-și schimbe două, trei vorbe. Totdeauna, totdeauna am, încă de la începutul mandatului meu, am avut oportunitatea de a participa la o bursă în Statele Unite. Am participat la alegerile prezidențiale din anul 2004. am fost în campania lui George W. Bush atunci acolo și am stat două săptămâni. După aceea am fost în 2005 la Ziua Mondială a Mediului, la un congres care a ținut o săptămână la San Francisco, la invitația lui Arnold Schwarzenegger, și la San Francisco, în mod special, am văzut cum funcționează sistemul american și cum uh, oamenii participă singur la tot felul de acțiuni. Deci vin ca și voluntari, fără să îi împingă cineva de la spate. Exact. Și iată că, totdeauna am spus-o și o să o spun mereu, cred că succesul unui oraș de a se dezvolta. E și acest parteneriat permanent între cetățeni și administrație Degeaba administrația vrea să facă ceva dacă cetățenii nu participă Și oriunde când merg în cartier și stau de vorbă cu oamenii Le spun ok, vreți să facem un loc nou de joacă, da, sunt de acord Hai să vedem voi cu ce contribuiți ca să dăm drumul la acest loc de joacă Îl da, percep că... mult mai bine Exact. E cumva... dacă se întâmplă așa și responsabilitatea cetățeanului, corect, de a uh, observa atent, de a învăța să observe, de a ști ce să ceară atunci când este în situația de a cere și de a ști, în consecință, pe ce să pună ștampila. Uh, poate că dacă tot vorbeam de Statele Unite, e un exercițiu bun inclusiv pentru noi. Mă refer aici inclusiv la ploieșteni, Să vedem, poate vorbeați de alegerile din Statele da. Unite, din... Uh, anii precedenți. Avem dezbateri electorale acolo în Statele Unite, dar poate ar trebui să urmărim pe CNN, spre exemplu, aceste runde, în care putem să observăm inclusiv presiunea da, care este pusă pe candidați, lucrurile care sunt cerute de către poporul respectiv. Totdeauna țin cont de ceea ce trebuie da, e foarte asta greu și e sunt important. diferențe poate foarte mari. Mai avem Ai foarte multe lucruri de învățat mult, de Mult, mult, mult de mâncat, ca să spunem, până ajungem acolo. Haideți să rămânem la zona asta de dezvoltare, de cultură, de muzeu. Muzeul orașului Sinaia. Înțeleg că există deja această clădire. Din ce informații avem, trebuie doar să fie nu știu, recompartimentată sau regândită, uh, trebuie da, bă, nu, sau avem ca muzeul să existe acolo. Da, este un proiect la care lucrăm de vreo 2 ani de zile. Uh, cred că proiectul ăsta a fost mai complicat poate decât cel cu regenerarea urbană, care e un proiect foarte mare. Acesta e un proiect extrem de mic, dar uh, este foarte complicat pentru că uh, de ce facem un muzeu? Nu îl facem doar ca să ne aflăm în treabă, ci pentru că Sinaia are mult mai multe lucruri de arătat decât Castelul Peleș, decât Cazinoul, decât Mănăstirea sau Casa Georgenescu. Are o istorie proprie, chiar dacă nu este foarte veche. Orașul a început să se dezvolte ca și localitate efectivă, localitate urbană din 1880, deci nu de foarte mult timp, dar la Sinaia s-au pus bazele sporturilor de iarnă, saniei, bobului, acolo au venit primii cercetași din România și multe, multe alte lucruri. Am preluat de la stat, înainte a fost trezoreria orașului care s-a mutat, din păcate pentru zonă s-a mutat la Bușteni și am preluat un castel, care uh, se cheamă e castelul uh, familiei Știrbei. Era o ruină când am preluat-o la primărie, era aproape să prăbușe, ar fi trebuit chiar poate să o demolăm, era aproape distrusă, am refăcut-o complet, acum doi ani de zile, iar de atunci lucrăm la amenajarea lui. Eu sper ca în luna decembrie să putem inaugura acest muzeu, care sunt convins că va fi un muzeu foarte, foarte interesant și care va atrage și acolo va fi un punct de atracție suplimentar și pentru turiști, dar și pentru sineni, pentru că sunt multe lucruri interesante. Am reușit să... am început o campanie acum 2 ani de zile de strângere de obiecte printre sineni. Nu a mers foarte ușor, dar au fost oameni care au donat încetul cu încetul și iată că am reușit să încropim un muzeu, zic eu, ok. Sper să și vă invit la sineaia când veniți cu prima ocazie să vedeți și acest muzeu. Acum, pe ultima parte a emisiunii din această seară, eu știu că vă e drag și că sunteți în zona dumneavoastră de confort, vorbind despre toate aceste proiecte și cumva e bine că le aflăm, este bine că auzim că lucrurile se pot întâmpla și în acest fel, că avem și acest exemplu, da. Uh, nu pot totuși să nu vă întreb și să fac din nou această paralelă, pentru că este greu să uh, trec de uh, această paralelă. Vedeți foarte clar ce se întâmplă în de față în Ploiești. Da? Vedeam zilele trecute la Ploiești TV aici faptul că uh, borduri aproape noi intacte sunt acum scoase cu picamărul de pe zona respectivă doar pentru că așa presupune un proiect european la care probabil că atunci nimeni nu s-ar fi gândit că în această zonă n-ar trebui să acționăm. Este doar un exemplu. În curând o să deschidem porțile hipodromului din Ploiești, dar nu știm dacă avem expertiza necesară sau oamenii care să-l folosească așa cum a fost el gândit, având în vedere că nișa pe care o are înăuntru nu este în momentul de față exploatată la Ploiești. Exemplele de genul acesta pot continua. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Pentru că ne-ați spus că v-ați asuma oricând o provocare de a veni pe scaunul de primar într-un oraș mult mai mare decât Sinaia da. Dacă, ipotetic vorbind, ați candida la ploiești, care ar fi primul lucru pe care ați vrea să-l schimbați? Care ar fi, poate nu neapărat primul lucru pe care ați vrea să-l schimbați, primul lucru pe care sau cu care ați deschide agenda, uh, platforma uh, electorală, da? platforma, programa dumneavoastră, atunci când ați venit în fața oamenilor, ce ați face în acest haos? Uh, clar că acest haos într-o într localitate provine tocmai din faptul că acea localitate, acel oraș nu este guvernat, nu este condus. Și acest lucru, din păcate, se vede la ploiești. Aici a fost, mă uitam, este un haos în ultimul timp. În primul și în primul rând, nu cred că un candidat care vine chiar la ploiești trebuie să vină neapărat cu o grămadă de promisiuni în spate. Și trebuie să vină cu, cum spuneam, cu o strategie să arate că are o echipă cu care poate lucra pe toate domeniile, domeniile, indiferent că sunt de urbanism, de parte socială, de cultură, de sănătate, de sport. Mă uitam de la distanță, așa, pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, dezbaterile care au fost cel puțin năucitoare cu privire la spitalul de copii, secția aceea da, de unde se secția ATI eu. a fost închisă câteva zile, politicieni demnitari, aleși locale, au venit și au spus, din fericire nu s-a întâmplat nimic, adică din fericire n-am avut niciun copil și asta ar trebui să ne bucure. N-ar trebui să găsim o soluție pentru ca această situație să nu se repete. Este atitudinea pe care o vedem zi de zi. Scandalul din sănătate a continuat, da? Fostul management de la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești a fost culcat la pământ pentru luare de mită. La Spitalul Municipal Șuler medicii se ceartă între ei și ies la iveală acuzații, până la proba contrarie rămân doar uh, acuzații, nu și fapte, cum că se intră pe pile, că a fost încălcată legea o hotărâre de Consiliul Local și așa mai departe. Deci, iar, in, deci nici măcar sănătatea nu este sănătoasă la Plăiești. Da, pentru că la fel lucrurile nu sunt clare și nu sunt conduse. Te vă dau exemplu la Sinaia, iar revin din păcate la Sinaia. E bine, uh, da, avem un exemplu avem, avem un spital în care am investit foarte mult, construim un spital nou acum, și sper că în 2 ani de zile va fi gata și este primul spital clinic de urgență zonal care deservește toată zona de munte, nu numai Sinaia ci și celelalte localități din jur iar în ultimul an de zile am adus 10 medici noi la Sinaia în timp ce alții pleacă din țară au venit pentru că au stabilitate au văzut ce se întâmplă în oraș le dăm locuință în mod gratuit, locuință de serviciu și asta înseamnă foarte mult și noi aveam scandaluri pe vremuri la spital, să știți acum 10-12 ani erau dar s-au potolit. Avem un management cum trebuie acolo, avem un manager foarte tânăr, o doamnă, care știe ce are de făcut. Colaborez permanent cu ei, am întâlniri și cu medicii și cu personalul din spital și lucrurile funcționează și, nu știu dacă v-am spus, nici mai am, amint. cred că nu, și la primărie avem, facem evaluări permanente ale personalului. Fiecare Interesant. primește targeturi în decurs de și după o lună, două, facem aceste evaluări. Vedem, pornind de la cele mai simple, vedem de ce nu s-a răspuns la o cerere în 30 de zile și la cine s-a blocat acea cerere, până la altele mult mai avansate și complicate. Zilei. Inclusiv această lege 544 la care de multor ori presa trebuie să apeleze, este de multe ori blocată prin administrația asta încrăcită din Ploiești? Da. În de aceea doar. cred că și la Ploiești lucrurile sunt foarte complicate, categoric, că văd ce se întâmplă. Dar dacă... Un candidat vine cu o echipă puternică și demonstrează oamenilor că poate să facă o schimbare și oamenii au încredere în el, cu siguranță lucrurile pot fi puse la punct. Și evident, nu se poate schimba orașul peste noapte, dar dacă are niște etape prevăzute, clar lucrurile pot pot evolua. E foarte interesant că avem acest exemplu la doar câțiva kilometri de părtare de ploiești. Ar fi și mai interesant dacă am reușit, din păcate nu cred că vă permite dumneavoastră timpul, probabil că nici noi n-am vrea să vi-l răpim pentru că faceți bine ceea ce faceți acolo, ca după fiecare ediție de neconvențional pe care o avem aici la v referitor la administrația locală, la administrația județeană, la ceea ce se întâmplă cu toate aceste proiecte pe funduri europene, imediat a doua ediție să fiți prezent tot dumneavoastră și să ne explicați cum lucrurile în aceeași. Țară, da, În același județ, respirând practic același aer, poate puțin mai curat acolo, se pot întâmpla și așa. Se pot întâmpla într-un mod fericit. Pentru că spuneam mai devreme că probabil că sunteți printre persoanele care așteaptă mai mult decât oricine altcineva venirea sezonului de iarnă, pe scurt, aș vrea. Să încercați să găsiți motoul, să spunem, cel mai fericit, pentru ca cei care ne urmăresc acum să fie convinși că în această iarnă trebuie să schieze la Sinaia, spre exemplu. Da, nu m-am gândit la un moto în mod special, dar cu siguranță, cum spuneam, Sinaia va fi stațiunea numărul 1 din România. Vine cu foarte multe provocări și cei care cunosc Sinaia știu acest lucru, cei care nu o cunosc îi aștept să o descopere vom avea și o deschidere a sezonului de schi, undeva în jur de 20 decembrie, nu vreau să vă spun data exactă încă n-am fixat, o dar vă vom comunica din timp. Va fi o deschidere specială și sunt convins că cei care vin nu vor regreta niciodată. Uh, domnule primar Vladoprea, uh, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Totuși, înainte de a ne despărți uh, în această seară, aș vrea să mai știu de la dumneavoastră un singur lucru. Este clar că aveți uh, ați făcut foarte multe lucruri și aveți foarte multe proiecte la care vă gândiți, care poate nici măcar nu s-au materializat sub forma unui proiect scris, dar pe care le aveți acolo cumva uh, cuibărite bine în perspectivă. Dacă ne vom vedea, să spunem... Uh, uh, Vara anului, în vara anului viitor, da? după ce vor trece alegerile, care ați vrea să fie știrea de ziar sau știrea de online sau știrea de televiziune care să vă caracterizeze? Fie că e vorba de un proiect, fie că e vorba despre, știu, și eu, o altă realizare de genul promovării stațiunii pe plan internațional printr-o emisiune, printr-o producție de televiziune internațională, cum ar arăta știrea despre Oprea peste câteva luni de zile? Nu cred, că neapărat, să arate, de fapt. nu cred că ar trebui neapărat să fie o știre despre mine, ci despre Sinaia, Sinaia, cel mai frumos oraș din România. Să știți că, că am mai că... întrebat acest lucru multe alte persoane care s-au aflat pe același scaun și au găsit știri despre ei. Poate că și asta face diferența. Iată că ați găsit și cealaltă parte a întrebării, să spun așa. Poate că va trebui să o schimbăm de această dată, pentru că i-ați dezvăluit și Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Uh, și vă mai aștept cu lucruri de bine și cu proiecte de bine și de ce nu poate vă aștept odată și bă, în compania altor colegi de dumneavoastră de aici de la Ploiești. Cu mare plăcere. Dacă să accepta oricum. și dacă iau curajul. Sigur, sigur. Eu accept orice provocare, chiar pentru mine, chiar mă atrage o provocare nouă de, de acest gen. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi, vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost alături de noi. Dacă la începutul ediției vrem să tragem concluzii, cred că cel mai bine, la sfârșitul ediției, este să nu tragem aceste concluzii, să rămânem cu această perspectivă și să facem întotdeauna paralela și să ținem cont totuși de faptul că se poate și așa. Doamnelor, domnilor, seară bună să aveți! La revedere!